Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Financiară. Se spune că răul trebuie tăiat de la rădăcină. Dar care sunt rădăcinile economice ale unui popor? Cei trei piloni ai unei economii sustenabile, durabile sunt, sau mai bine spus, ar trebui să fie alcătuiți din următoarele domenii: sănătate, educație și cultură. Căci fără aceste trei elemente nu poate exista continuitate, dragi telespectatori, nu poate exista dezvoltare și, nu în ultimul rând, nu poate exista o diferențiere care să poziționeze o țară într-un anumit punct de referință. Despre educație și rolul acesteia am vorbit acum câteva ediții, dacă vă amintiți, iar despre sănătate și importanța ei în tot ecosistemul economic vom vorbi în emisiunea de azi alături de invitatul meu, domnul Vasile Balaban, doctor în științe medicale, medic specialist gastroenterologie în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, dar și în cadrul Spitalului Medicover. Este și asistent universitar, predând disciplina de medicină internă și gastroenterologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Ca și focus medical, domnul dr. Vasile Balaban se ocupă cu precădere de urgențe în gastroenterologie, hepatologie, endoscopia digestivă, boli autoimune, pancreatologie, boli inflamatorii intestinale. Doctorul Vasile Balaban are o vastă activitate și în cadrul unor campanii medicale de conștientizare și prevenire, depistarea unor boli, publicând constant articole de specialitate în diverse reviste de profil și nu numai, fiind prezent ca o voce reprezentativă din punct de vedere medical și pentru celelalte publicații, oferind deseori interviuri și implicându-se în viața socială. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Bine v-am găsit și eu! Mulțumesc frumos pentru invitație! Este o plăcere și o onoare! La nivel mondial, domn doctor, cancerul colorectal este al treilea cel mai frecvent tip de cancer în rândul bărbaților și al doilea la femei. În calitate de medic specialist, iată, care a derulat și multe campanii medicale de conștientizare și prevenire, depistarea unor boli, publicând, exact cum am spus, constant articole de specialitate în diverse reviste de profil și nu numai, cum am spus, fiind o voce reprezentativă în domeniu, ce ne puteți spune despre cancerul colorectal și cum afectează această boală pacienții? După cum ați menționat și dumneavoastră, cancerul colorectal este într-adevăr una dintre cele mai frecvente forme de cancer, atât la bărbați cât și la femei. Vestea bună legată de cancerul colorectal este că este una dintre formele de cancer cu un prognostic bun, în sensul că atunci când este depistat în stadiu precoce sau chiar în stadiile de precancer, deci de leziuni precursoare neoplaziei, el poate fi vindecat și astfel, sigur, putem salva vieți, chiar considerând că oprim progresia unor leziuni pe care le putem depista precoce către cancerul în sine. Dar dacă nu îl depistăm precoce, domn doctor, dacă ajungem, să spunem, în ultima fază, știu că sunt costuri destul de mari, iată, chiar dacă sunt acoperite de casele de sănătate, privind tratarea, mă rog, în ultima fază a acestor pacienți care până la urmă decedează, înțeleg. Într-adevăr, din păcate, cam 50% din pacienții cu cancer colorectal sunt în prezent depistați în faze avansate. Și acest lucru, sigur, constituie o încărcătură foarte mare pentru sistemele sanitare, inclusiv pentru cel românesc. Dacă e să punem în balanță costul unei investigații care poate depista leziuni precursoare ale cancerului colorectal, cum sunt polipii colonici, și ne referim aici la colonoscopie, o investigație prin care examinăm intestinul gros și putem detecta aceste leziuni precanceroase, care este cotată undeva la un preț de 150-200 de euro. Sigur, tratarea unui pacient consumă foarte multe resurse, atât financiare, umane, e vorba de echipe multidisciplinare, cu oncolog, gastroenterolog, chirurg, radioterapeut, imagist, anatom, patolog, iar costurile, sigur, pot ajunge undeva la, de ordinul la mii, poate chiar zeci de mii de euro. Și atunci, punând în balanță aceste două situații, sigur că este foarte avantajos, în primul rând, din punct de vedere medical, să prevenim și sigur că asta se traduce în ani de viață câștigați pentru pacienți și există și, de partea cealaltă, beneficiul financiar pentru sistemul sanitar.
Da, pentru tot ecosistemul, dacă ne gândim, pentru că oamenii muncesc, iată, pentru a da contribuții la stat, care se adună acolo la aceste instituții, care apoi se varsă din nou în spitale, dar fără niciun rezultat dacă pacientul moare, adică cumva acești bani se pierd. Celebru citat spune că este mai ușor să previi decât să tratezi. Iată, cancerul colorectal poate fi vindecat dacă este depistat precoce și cât de important este acest proces de prevenție pentru această boală, atât din punct de vedere al supraviețuirii, iată, prelungirii duratei de viață a pacientului, cât și din punct de vedere economic, având în vedere costul cu îngrijirea, spitalizarea unui pacient care suferă de această boală, precum am zis și mai devreme. Într-adevăr, cancerul colorectal poate fi prevenit și, pe de o parte, ne referim aici la factorii de risc care predispun la apariția acestei forme de cancer. Este vorba despre o serie de factori dietetici. Ne referim la dieta bogată în carne roșie, în grăsimi, și dieta săracă în fibre, care favorizează apariția acestui tip de cancer. Iată, informații prețioase la Săptămâna Financiară, dragi telespectatori. Chiar dacă suntem o emisiune economică, și direct și indirect, sunt multe alte domenii care prevalează și se termină tot din punct de vedere economic. Deci, domn doctor, dacă mâncăm multe alimente bogate în proteine, să înțeleg, da? Este vorba despre anumite tipuri de alimente, de vorba de carnea procesată, în special. Dați-ne câteva exemple. Ne referim aici la mezeluri, cremvuști, aceste afumături care sigur pot induce o serie de modificări la modificări la nivelul mucoasei colonice și care să declanșeze apariția unor modificări care se evolueze ulterior către formarea unui cancer colorectal. Săracă în fibre, să definim puțin ce înseamnă o dietă săracă în fibre. Fibrele le regăsim în special în fructele și legumele crude, pe care sigur le putem consuma din abundență, în special în sezonul în care ne aflăm acum, dar este bine să avem grijă să avem astfel de porții de fibre în dieta noastră de zi cu zi, cel puțin una sau două porții de fibre. Recomandarea este undeva cam la 30-35 de grame de fibre pentru bărbați și cam la 25 de grame de fibre pe zi pentru persoanele de sex feminin. Și ca procent din mâncare, cam cât se reprezintă fibrele? Așa, ne referim nu neapărat la o proporție, în schimb trebuie să avem în vedere ca în alimentația noastră, în special la mesele principale ale zilei, să includem și astfel de porții de fibre. Sigur că în iureșul de zi cu zi în care suntem cu toții poate angrenați, de multe ori nu suntem foarte atenți la alimentație și poate că aici este factorul la care putem lucra cel mai mult, alături de eliminarea sigur și altor factori de risc, cum sunt fumatul și consumul excesiv de alcool, care și ele contribuie foarte mult la acest risc crescut de cancer colorectal. Iată, deci cât de important este să prevenim, în primul rând, având grijă de noi prin alimentație, da? Și ne spuneați că dumneavoastră activați ca și medic specialist în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Dr. Carol Davila, care în prezent derulează, alături de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, un proiect de prevenire a cancerului colorectal, intitulat Furnizarea Serviciilor de Sănătate din Programele de Prevenție, Depistare Precoce, Diagnostic și Tratament Precoce al Leziunilor Precanceroase Colorectale. Acest proiect este finanțat în proporție de 80% de către Fondul Social European, valoarea nerambursabilă a proiectului fiind în cuantum de peste 19 milioane de lei, adică peste 3.800.000 de euro. Ce presupune acest proces de prevenire și mai ales cel de depistare precoce al celulelor precanceroase colorectale? Proiectul despre care, la care faceți referire, ROCAS 2, este un proiect pilot de screening colorectal prin care pacienții sunt invitați la o vizită la medicul lor de familie. Medicul de familie le expune și le evaluează riscul personal de cancer colorectal și îi încadrează în raport cu acest risc pentru efectuarea unui test de hemoragie oculte din materiile fecale. Sigur că acesta este unul din semnele care poate să încadreze pacientul pentru a efectua mai departe investigații dedicate pentru intestinul gros, și anume colonoscopie.
Aș vrea să ne oprim un pic la acest prim pas în care medicul de familie realizează acest prototip de risc al pacientului, pentru că știți cum sunt majoritatea oamenilor și chiar mai ales românii, să spunem. Le este frică de medic, le este frică de proceduri. Haideți să le explicăm un pic ce înseamnă când merg să-și fac acest profil de risc. Evaluarea acestui risc la medicul de familie presupune parcurgerea unui chestionar și a unei anamneze deci, dedicate. Deci, iată, dragi telespectatori, nu vi se introduce nimic, stați liniștiți, ci este pur și simplu un chestionar. Este o discuție cu medicul de familie, care, sigur, adesea în comunități este foarte apropiat de pacienții lui și nu ar trebui să existe o barieră în acest sens, în care este evaluat istoricul familial al pacientului, deci dacă au mai existat cazuri de cancer colorectal în familia pacientului respectiv, istoricul personal, deci dacă a avut polip colonici sau alte neoplazii care să fie asociate cu alte tipuri de cancere, cum ar fi inclusiv cel colorectal, dacă este semne sau simptome de alarmă, cum ar fi sângerările în scaun, scăderea în greutate, constipația recent instalată. Sigur că în discuția cu medicul de familie este abordată și o anamneză nutrițională, adică se evaluează și... Toate aceste trei simptome ar fi deodată sau se instalează treptat? Pot fi și individual existente la pacient și atunci noi le considerăm așa numite semne roșii, deci de alarmă. În momentul în care un pacient prezintă sânge în scaun, sigur că este pentru noi un indicator că există o patologie colorectală care trebuie explorată mai departe. Acest pacient este încadrat ca risc crescut și îndrumat mai departe către un medic specialist gastroenterolog pentru investigații suplimentare. Ce rol joacă screening-ul în acest proces și ce pași trebuie să urmeze o persoană, iată, pentru a putea participa gratuit în cadrul acestui program de depistare precoce a cancerului colorectal? Pacienții se pot adresa medicurilor de familie, care sunt sigur afiliați acestui program pilot de screening ROCAS2. Ei vor primi de la medicul de familie un kit pentru a efectua acea testare din scaun la domiciliu. Vor returna testul la medicul de familie. În funcție de rezultatul acelui test, dacă testul de hemoragie oculte este pozitiv, deci există pierderi microscopice de sânge în materiile fecale, ei mai departe vor fi îndrumați către centrul nostru de screening de la Spitalul Militar Central, unde vor fi preluați de echipa de medici gastroenterologi și endoscopiști și vor fi evaluați prin colonoscopie. Cum arată anamneza specifică în cazul unei asemenea boli? Și să vă rog să definiți și acest termen și care sunt, iată, factorii de risc care pot conduce la apariția unui asemenea diagnostic, dacă mai sunt și alții față de cei de care am vorbit. Anamneza este această discuție pe care o avem cu pacientul, în primul rând, de ceea ce privește... Sună foarte fabulos, fancy-trancy, nu vă speriați, dragi telespectatori, este doar o discuție, da? Sigur, este doar o discuție în care este bine să eliminăm barierele. De multe ori se întâmplă ca pacienții să aibă reticență în a discuta despre tranzitul lor intestinal, despre modul cum evacuează la toalete sensibil. Și atunci, sigur, este un subiect intim, dar e bine să se depășiți această barieră în discuția cu medicul dumneavoastră, pentru că detaliile legate de tranzitul intestinal sunt foarte importante. De cele mai multe ori... Și să fim sinceri. Sigur, când avem sigur această discuție. Un semnal de alarmă pentru apariția unei probleme la nivelul colonului poate fi chiar alterarea tranzitului intestinal. Deci dacă până la un moment dat a existat un anumit pattern, în măsura în care se schimbă brusc acel pattern, pentru noi constituie un semnal de alarmă și pacientul respectiv considerăm că trebuie să-l explorăm suplimentar. La anamneză, după cum spuneam, suntem foarte atenți la factorii de risc ai pacientului, expunerea la fumat, consumul de alcool, prezența acelor simptome de alarmă. Foarte important este istoricul familial. Cancerul colorectal este o boală la care există agregare familială și istoricul în familia individului respectiv foarte mult. Este foarte important. Atât în procesul de izbucnire a bolii, având o sensibilitate, o genă care ne conduce spre acest lucru, și dieta, din câte înțeleg. Sigur, și obiceiurile alimentare fiecăruia sunt foarte importante, de aceea noi insistăm mult în discuțiile cu pacienții noștri despre aceste obiceiuri raportat la consumul zilnic de fibre, la consumul de carne roșie, pentru că, sigur, există și aici diverse pattern-uri, unii favorizează și sunt, să spunem, fani de carne roșie și produse de carne procesată, care în timp îi poate expune la un risc crescut pentru această formă de cancer.
Aș vrea să facem o paralelă, să spunem, printre ce trece un pacient care ajunge, să spunem, în fază terminală cu cancer colorectal, care sunt procedurile, ce tratament urmează și ce se întâmplă în spital cu acesta, și apoi dacă prevenim, care este procedura, pur și simplu mergem, facem un screening, vedem că nu avem și să trecem așa un pic în paralelă ca să le arătăm oamenilor cât de simplu poate face diferența cuvântul prevenire. Procedura de screening, după cum discutam, constă în furnizarea unei probe de materii fecale din care se efectuează acest test de hemoragii oculte. Dacă este pozitiv, pacientul deci este invitat complicat. Mai departe pentru o colonoscopie. Doar ducem o monstră de materii fecale și atât. Colonoscopia este acea investigație prin care explorăm intestinul gros. Este o investigație sigură care se poate efectua cu sedare, deci ca să asigurăm un confort al pacientului pe durata explorării. Și prin colonoscopie putem decela acele leziuni precursoare, deci polipii colonici, care în timp pot progresa către cancer colorectal. Și există posibilitatea de a efectua rezecția acestor polipi și prin rezecția lor pur și simplu împiedicăm progresia mai departe către cancer colorectal. Deci stopăm această evoluție către cancer. Care este rata de succes dacă depistăm, iată, acești polipi la timp? Depistarea polipilor în stadiu incipient, deci a polipilor displazici, atunci când sunt rezecați în totalitate, rata de succes este de 100%. Este considerată o metodă curativă și programele de screening deja implementate la nivelul Europei ne arată că rata de mortalitate prin cancer colorectal, grație acestor programe de screening și depistare precoce, este în scădere. Ziceam mai devreme să le spunem telespectatorilor și prin ce trec dacă ajung în fază terminală, pentru că trebuie să prezentăm ambele fațete ale situației. În stadii avansate, din păcate, atunci când cancerul colorectal nu mai este localizat strict la nivelul intestinului, el diseminează și la nivelul celorlalte organe, ceea ce predispune la, sigur, foarte multe complicații, ceea ce antrenează spitalizări prelungite, chirurgii foarte complexe, tratamente oncologice, iarăși unele dintre ele destul de dificil de tolerat de către pacienți, pentru că sunt tratamente uneori cu reacții adverse importante și sigur, în ultimul rând, există și asociat o rată importantă de mortalitate în ceea ce privește diagnosticul în aceste stadii tardive. Putem spune că acest proces de prevenire a cancerului colorectal este de fapt o soluție la două probleme, iată, vis-a-vis de ce am vorbit mai devreme, adică supraviețuirea pacientului, dar și reducerea costurilor actuale aferente acestei boli, având în vedere că dumneavoastră știți care sunt costurile aproximativ, nu avem voie să le dăm pe post, dar știți paralela. Cu siguranță. În primul rând, noi suntem, misiunea noastră ca și medici este să salvăm viețile și screeningul colorectal este prin acest test de hemoragie oculte și ulterior prin colonoscopie sunt metode validate a salva vieți. De cealaltă parte, sigur că există și acest beneficiu financiar pentru sistemele sanitare, în sensul în care se economisesc foarte multe resurse financiare, dar nu numai în sistemele sanitare, care, sigur, unele dintre ele sunt destul de împovărate. Și umane și materiale, care până la urmă totul se traduce în economic. Noastră ca doctor și eu personal am două profesii pe care le admir foarte mult, voi medicii și piloții, mi se pare că faceți diferența față de toate celelalte meserii. Ce sfat aveți pentru acei oameni care se tem să meargă la doctor, se tem să meargă, nu știu, să-și facă dantura, să spunem? Ce sfat le puteți da pentru a trece de această barieră psihologică, iată, de a veni, de a-și face un test de prevenire și, practic, pentru a aduce o viață mai bună și mai lungă? Sfatul meu pentru toți cei care au, să spunem, o reținere în a se adresa medicului sau în a-și rezolva o problemă medicală este de a se gândi că noi suntem aici pentru ei. Noi suntem aici să le oferim sprijin, să le oferim asistență medicală și să încercăm să le ameliorăm orice suferință ar avea. Suntem alături de cei din jurul nostru pentru că asta este misiunea noastră ca și medici și trebuie să se gândească că dincolo de asistența medicală, sigur, suntem alături de ei și în a discuta orice fel de barieră o au legată de procedurile medicale, care sigur unele dintre ele pot să spunem să fie un pic dificile sau disconfortante pentru pacient, dar așa cum vă spuneam, în ceea ce privește screeningul colorectal, este o metodă simplă,
fără disconfort major pentru pacient și prin care pot fi câștigați ani din viață. Cred că ar mai fi important de precizat, iată, pentru telespectatorii noștri, și această parte de colonoscopie, dacă este gratuită în totalitate conform acestui program. În cadrul programului ROCAS 2, toate activitățile medicale, pornind de la evaluarea medicală inițială la medicul de familie, testarea prin acel test de hemoragie oculte, vizita medicală în centrul de screening, colonoscopia și toate manevrele aferente, sigur, sunt gratuite. Și asta se întâmplă doar în București, aici, la spitalul unde activați? Spitalul nostru este, deservește regiunea București-Ilfov, însă programul ROCAS 2 este dedicat și prin alte unități medicale și în alte zone ale țării. Deci, iată, Muntenia, indiferent unde sunteți, puteți să găsiți Constanța, un centru apropiat unde să puteți să mergeți, probabil în municipiile de județ, unde puteți și aveți această ocazie de a vă trata, iată, gratuit și de a preveni, până la urmă, o problemă care, da, poate fi fatală pentru unii dintre noi. Pentru pacienții din București-Ilfov există o platformă dedicată, Screening ROCAS 2-BIF, de la bucureștiilfov.ro, în care pot intra pe acest site și pot găsi toate informațiile pentru a fi îndrumați către cel mai apropiat medic de familie care este afiliat programului și astfel pot accesa programul de screening. Pentru telespectatorii noștri care, iată, sunt interesați, poate nu ați prins toate detaliile, nu ați urmărit de la început, eu îl voi intervievia și pe domnul doctor în scris pe site-ul Săptămânii Financiare, va fi și un articol complet în care veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie, iată, și pe care le-am menționat și aici în emisiune. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Balaban, iată, informații mulțumesc prețioase la Săptămâna Financiară pentru voi, dragi telespectatori, pentru că noi ne preocupăm începând cu sănătatea dumneavoastră. Noi luăm o scurtă pauză și ne revedem imediat. Revenit la Săptămâna Financiară. Chiar dacă cei trei piloni reprezentativi pentru o țară există, iată, intervin întotdeauna și factori externi, care nu pot fi controlați prin aportul propriu, de aceea este bine să avem grijă măcar de ceea ce putem controla direct, adică sănătatea, educația și nivelul de cultură. Din categoria ce nu putem controla direct este și faptul că cei 7,4 milioane de români contribuitori la fondurile de pensii private pilon 2 au pierdut 7 miliarde de lei din bani de pensie pe primul semestru din cauza expunerii acestor fonduri pe titlurile de stat. Românii au virat 5,4 miliarde de lei la fondurile de pensii pilon 2 în prima jumătate din anul acesta, dar portofoliile acestor fonduri au avut un minus de 1,7 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, o scădere totală de 7 miliarde de lei. Din cauza inflației și ca urmare a unei expuneri semnificative pe titluri de stat a portofoliilor fondurilor de pensii pilon 2, câteva milioane de salariați români înregistrează o pierdere medie de 7% pentru economiile private de bătrânețe în prima jumătate a anului. De pe plan național ne mutăm pe plan internațional, direct pe Wall Street, în SUA, unde acțiunile cresc puternic după majorarea dobânzii cheie de către Fed, Banca Centrală Americană. De ce crește prețul acțiunilor? Pentru că viitoarele majorări ale ratelor de dobândă sunt percepute ca pe un semn că Banca Centrală va acționa agresiv pentru a domoli inflația. Banca Centrală Americană a majorat rata dobânzii la fondurile federale cu 0,75 puncte procentuale la un interval cuprins între 2,25 și 2,5% și a precizat într-un comunicat că este puternic angajată să readucă inflația la obiectivul de 2%, Fed fiind pregătită să continue până când va avea o stabilitate a prețurilor și o reducere a așteptărilor inflaționiste. Acțiunile s-au redesat miercuri aceasta la bursa din US după ce companiile megacap de tehnologie Microsoft și Alphabet, compania mama Google, au raportat rezultate mai bune decât se temeau investitorii. Despre investiții și ce rol joacă piața imobiliară în tot acest ecosistem, voi vorbi cu invitatul meu de astăzi, domnul Constantin Sebeșan,
Ciocanu, CEO al companiei Impact Developer and Contractor. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara și mă bucur să ne regăsim! Și eu mă bucur! La întâlnirea noastră precedentă vorbeam despre rezultatele extraordinare înregistrate de compania Impact în primul trimestru al acestui an. Profit operațional dublu față de perioada similară din anul 2021, dar și despre premiul remarcabil obținut de compania pe care o conduceți, cel de dezvoltatorul anului, în cadrul galei Romanian Property Awards. Cercetând piața în continuare, am observat că succesul Impact continuă și în perioada următoare, prin intermediul planurilor sale de viitor. Care este strategia Impact prin care a transformat criza, iată, putem spune, precum vedeți acum pe ecran, în oportunitate? Strategia noastră lansată anul trecut, cred că a avut niște direcții foarte clare, direcții de dezvoltare prin expansiune teritorială, pe de o parte, și prin diversificarea produselor pe care le facem. Cred că puterea noastră stă în adaptabilitate. Odată cu războiul din Ucraina, în februarie am văzut o scădere abruptă a vânzărilor bazate pe credite bancare și a trebuit să reacționăm și eu cred că am reacționat rapid. Am adaptat strategia la aceste nevoi și am început o integrare pe verticală. Tocmai m-am anunțat acum 2 săptămâni intenția de a cumpăra un pachet majoritar în compania principală de construcții pe care o avem. Spuneți-ne mai multe detalii despre această mișcare. Mi s-a părut foarte interesantă și mi s-a părut că, spre deosebire de multe companii care se plâng, domnule, este criză, este inflație, este război, nu mai avem materii prime, nu mai avem forță de muncă. Dumneavoastră, adică compania Impact, a luat o măsură în acest sens, a achiziționat un pachet majoritar într-o companie de construcții cu care oricum avea contracte în derulare și în quantum foarte semnificativ, pentru a neutraliza, iată, aceste variabile dependente și a le aduce într-un stadiu cât mai independent. Cred că principiul pentru noi este tot timpul să căutăm un avantaj competitiv și el să fie sustenabil. Problemele le avem cu toții. Avându-le cu toții, nu mai devin probleme, ci revin realități ale muncii de zi cu zi. Noi am căutat soluții, practic, pe două direcții. Odată să reducem costurile, evident, ca să putem să ne menținem în niște prețuri accesibile pe piață și, în al doilea rând, să reducem ciclul de producție, să putem să producem mai repede și mai eficient. Adică să vă diferențiați față de ceilalți developeri de pe piață? Să ne diferențiem și, practic, să facem ce putem noi mai bine în condițiile actuale. Asta a stat la baza deciziei de a ne integra pe verticală. Istoric, impactul a avut și partea de contractor, deci partea de constructor. Noi, având în vedere condițiile pieței în ultimii ani, am lucrat cu antreprenori generali. Acum am revenit, ca să zic așa, la matcă cu această achiziție. Vrem în continuare... Dar eu am o curiozitate așa de antreprenor, dacă îmi permiteți. Această decizie era oarecum, să spunem, și în business planul de anul trecut? Sau a fost o decizie așa la cald, based on events? Nu a fost în strategia noastră. Noi, dacă era, o anunțam, avem datoria asta către investitori să le prezentăm strategia noastră și nu a fost la cald, a fost foarte la rece, având în vedere evenimentele la cald. A trebuit să reacționăm. Eu cred că asta e o caracteristică a impactului. Suntem flexibili și cred că asta devine ceva prioritar în aceste condiții. Cum am zis, vom continua strategia asta de integrare pe verticală, numai pe partea de construcții și în alte domenii, având ca scop, cum am zis, reducerea costurilor și mărirea productivității. Când spuneți alte domenii, la ce vă referiți? Alte domenii care sunt conexe cu activitatea noastră, adică ne menținem în domeniul nostru de activitate, dar vrem să continuăm cu această integrare și pe alte segmente unde până acum eram outsource. Pentru anumite servicii vrem să le integrăm în cadrul companiei. Și servicii, nu știu, privind forța de muncă sau care ar fi mai... Sunt în general servicii conexe, la servicii, nu știu, de arhitectură până la anumite producții. Să fie made in house. Tot ce putem și face sens ca să reducem costuri, să putem să controlăm ciclul de producție mai bine, vom face aceste demersuri, fiindcă noi ne-am poziționat pe piață ca având acest raport, zic eu, foarte bun între preț și calitate și trebuie să putem să-l menținem și în condițiile actuale.
Rata anuală a inflației, iată, a urcat la 15,1% în luna iunie acestui an, de la 14,5% în mai, în condițiile în care prețurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 17,92%, iar cele ale mărfurilor alimentare au fost mai mari cu 14,67%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 7,81%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cât de importante sunt investițiile acum, în aceste momente în care inflația iată roade cu poftă din economiile noastre și își va mări apetitul odată cu majorarea dobânzilor cheie de către băncile centrale? Eu cred că sunt mai mult decât relevante. Pentru noi au reprezentat compensarea, deci pe de o parte am pierdut mult în vânzări pentru vânzările făcute cu credite bancare, dar pe partea alta am câștigat prin acești investitori care au vrut să pună la adăpost de inflație. Credem că această clasă de active și-a dovedit încă o dată reziliența. Noi am performat după pandemie, performăm și acum datorită acestor investitori. Cred că lumea deci, a constatat... investițiile în imobiliare, dragi telespectatori, o soluție viabilă în aceste momente în care dacă pur și simplu ne păstrăm depozitele în bancă sau la cearceaf, nu vom fi... să spunem, nu vom avea posibilitatea să rămânem cu aceeași valoare a acestor bani. Exact. Cred că investiția în imobiliare, pe lângă faptul că este evident că este o apreciere a activelor în timp, prețurile nu vor face decât să crească, a crescut foarte mult prețul de cost, partea de autorizare devine din ce în ce mai greoaie, stocurile vor fi din ce în ce mai mici în următorii ani, presiunea pe prețuri va fi foarte mare. Deci cine investește acum în aceste clase de active va avea practic o apreciere a investiției din acest punct de vedere semnificativă. Își va proteja investiția în acest fel. Și își va neta această eroziune. Exact, dar separat de asta poate să aibă și un venit pasiv din chirii. Chiriile au început să fie foarte atrăgătoare și pentru investitori străini. Ajungem deja la yield-uri comparabile cu alte țări din Europa. Am văzut această creștere exponențială în ultimele 3 luni, deci presiunea pe chirii devine foarte mare. Deci, iată, practic, românii s-au orientat, să înțeleg, pentru că, da, să spunem înainte... Da, s-au orientat de necesitate, cred mai mult. Această deci, piață nu era dezvoltată. Da, nu au putut să, sau nu mai vor să acceseze credite bancare datorită costurilor și atunci cei care au într-adevăr necesitatea să mute optează pentru chirie. Am văzut o creștere exponențială a chiriei, noi am sezizat această tendință încă de anul trecut, fapt pentru care am lansat și această companie noastră Spațiu, care se ocupă de partea de property și facility management. Practic, alocăm stocuri de impact pentru această companie care le administrează, le închiriază, facem pachete care până putem să le vindem la investitori. Iar în piața românească există o mare putere monetară, ca să spunem așa, prin depozite. Foarte mulți români au depozite, iată, vedeam și o statistică de la Bursa de Valori, dar nu au investit până în acest moment și odată cu acest impact emoțional datorat crizei, datorat războiului, și-au scos aceste depozite și au început să cumpere. Dacă ne poți spune, știu că recent ați vândut și un apartament foarte scump, cel mai scump din Luxuria, nu? Da, nu știu dacă relevant e acolo, cred că ai atins un punct foarte important. Noi nu suntem obișnuiți să investim, nu avem această cultură, nu avem această educație financiară, să investim pe bursă, să investim în active. Da, iată, nevoia te învață. Exact, și să noi, facem acest financiar venit pasiv care este benefic. Eu țin minte și când eram copil, aveam acele carnete de depozite de la cec, eram obișnuiți să punem banii la cec, să punem banii la bancă, având în vedere diferența foarte mare acum dintre inflație și ce poți obține depozite bancare, cred că investiția în rezidențial este o investiție foarte bună și este și o investiție foarte lichidă, îți poate lichidiza foarte ușor. Cum am zis, poți obține și un venit deci pe lângă că îți netezi această inflație, mai poți obține și un venit suplimentar, iată, din chirii. Semnificativ, care poate să compenseze, să zic așa, impactul asupra coșului zilnic. Ceea ce înseamnă un win-win, nu numai atât pentru acea persoană fizică sau juridică, ci pentru întreg ecosistemul românesc. Pentru că, iată, acești bani vor intra în circulație, se va consuma mai mult și, practic, va reveni un circuit cât mai aproape de normal. Cred că intrăm și în un raport normal între partea asta de proprietate versus chirie, adică eram exagerați cu noi cei mai mari proprietari din Europa.
Știu că recent ați făcut o majorare de capital, dacă poți să ne spui câteva detalii. Suntem într-un proces de majorare. Noi anul trecut, în august, am avut aprobarea adunării generale a acționarilor să facem majorare de capital pe o perioadă de un an. Am făcut o primă tranșă cu succes în ianuarie. Vrem să mai facem o tranșă curând. Ultima majorare care am fost practic a fost o repartizare a rezervelor în a mărit capitalul social cu 165 de milioane. Deci toți acționarii noștri au primit două acțiuni gratuite la 5 deținute. Deci iată și beneficii dacă investim în astfel de companii imobiliare, fie că investim direct prin achiziționarea unor imobile, fie că investim prin pachetul de acțiuni. Iată, avem și beneficii de acest tip. Absolut, și dacă ne uităm și la acțiune, inclusiv acțiunea noastră, noi avem astăzi la zi o scădere de un pic peste 3% față de perioada înainte de război, deci ne-am revenit destul de bine, ceea ce arată, să zic așa, reziliența companiei, stabilitate și perspectivă. Acționarii au încredere în noi. Noi continuăm să dezvoltăm conform planului, chiar am accelerat planul de dezvoltare și facem aceste majorări de capital tocmai pentru a finanța acest plan de dezvoltare. Deci banii care ridicăm din piață, practic, se duc în investiții. Și pentru a oferi încredere celor care vor să facă acest pas, că iată, în cazul în care există și evenimente neprevăzute de care vorbeam, compania nu colapsează, nu rămânem fără proprietatea pe care am plătit-o aproape tot ca la ceilalți dezvoltatori și nu ne primim apartamentele sau casele mult visate după 2-3 ani. Noi suntem foarte conservatori din perspectiva asta, avem sub 20% valoarea creditor față de valoarea activelor nete, deci foarte mică, suntem conservatori, suntem foarte responsabili, să zic așa, de banii acționarilor și ne ținem cu sfințenie de planurile pe care le-am promis. Iar planul de dezvoltare, cum am zis, continuă, așteptăm să ne iasă autorizația la Iași să pornim proiectul acolo, unde cel mai mare proiect în Moldova. Vrem să mai pornim imediat două faze în cartierul Greenfield, care este flagship-ul nostru. Deci avem perspective, construim în continuare și o să avem livrări începând cu această toamnă semnificative, care se vor regăsi, bineînțeles, și în rezultatele societății. Iar această rigurozitate, iată, și încredere, este văzută și consemnată și de firme de brokeraj externe, iată, chiar din Polonia, care recomandă investițiile, iată, în acțiunile Impact, ca având un potențial de creștere de 27%. Dacă puteți să ne spuneți un pic cum se traduce această încredere și recomandare externă, iată. Ne bucură că aceste firme ne recomandă. Sunt firme care fac regulat asupra companiilor listate la bursă evaluări și recomandă către investitorii lor și către ceilalți prezintă rapoarte. Avem numeroase firme care au fost. În toate suntem văzuți foarte pozitiv, cred, tocmai pentru faptul că suntem diligenți, avem o politică destul de conservatoare și ne atingem obiectivele. Cred că în continuare acționarii noștri beneficiază de aceste rezultate și noi avem toată încrederea lor. Aș mai vrea să adaug, dragi telespectatori, iată că această societate Impact pe care o conduce domnul Constantin Sebeșanu este prima de acest tip din domeniul imobiliar care s-a listat la Bursa de Valori București. Și acest lucru este un aspect, zic eu, foarte important, pentru că doar cine trece practic testul antreprenoriatului se listează la bursă și aici nu vorbim de, nu știu, piața Aero, care e acum de puțin timp pentru companiile mai mici și mijlocii, ci vorbim clar de indicele BET și așa mai departe, și asta constă în niște rapoarte, într-o încredere în prezentarea anumitor aspecte financiare care vin, iată, să aprobe toate aceste informații pe care noi le expunem aici. Sunt cifre, sunt rapoarte care, iată, pot fi consultate și mai departe de aici, așa au ajuns și firmele internaționale din alte țări să preia acest succes și aceste rezultate performante ale companiei Impact și să le expună la rândul lor pe alte piețe, în curs de dezvoltare emergente și așa mai departe.
Viața Impact, da, este interconectată cu bursa. Noi suntem de peste 25 de ani la bursa. Am fost printre primele firme la bursa din București. Bursa ne-a ajutat foarte mult. Prin intermediul bursei reușim să ne, să ne finanțăm. Partea de transparență pentru noi a devenit un crez. Am obținut și anul trecut vector 10 din 10 pentru transparență. Suntem dedicați să comunicăm cu acționarii noștri. Suntem responsabili pentru ei. Sunt banii lor, alții au, să zic așa, rezervele lor de viață puse în mâna noastră. Trebuie să avem această responsabilitate. Credem foarte mult în transparență. Cred că toate firmele ar trebui să adopte acest crez, mai ales când ești listat și ești pe banii acționarilor. Și noi avem mulți, avem peste 3500 de acționari și le suntem datori cu această transparență, ne mândrim cu ea. Vom continua pe această filozofie. Am fost și printre primii care am îmbrățișat, să zic așa, normele de ESG. Noi chiar implementăm în toate proiectele, da? Toate proiectele noastre au NZEP și BRIM Excellent. Pe partea socială, cum am zis, Greenfield este primul proiect privat care include școală publică, credință publică și mai nou sperăm și o creșă publică. Nu toată lumea are bani să dea copii la privat, deci tot facem și pe partea socială. Și tot confortul la câteva minute distanță. Absolut. Chiar acum am încheiat și Festivalul Sporturilor la Iași, unde am ajutat orașul. Deci suntem implicați în viața comunității și suntem fiindcă credem. Deci fiindcă nu abandonați trebuie. Lucrurile doar când s-a terminat vânzarea. Nu, noi rămânem în proprietate. Noi suntem în Greenfield de zeci de ani și o să mai fim zeci de ani. Exact. Chiar anul ăsta, acum, în următoarea lună, vom recepționa și vom da comunității centru comunitar din Greenfield, care pe lângă magazine de proximitate, centru comunitar are toată partea de sporturi, de piscine interioare, exterioare, deci tot ce îi trebuie unei comunități ca în 10 minute de mers pe jos să aibă serviciile de care are strict nevoie. Deci, practic, criza ați depășit-o, așa ca să spun, prin această dezvoltare. Nu știm dacă o depășit-o, nu știm ce, dar ne adaptăm. Asta e, cu siguranță, ne adaptăm și ne adaptăm și de mers. Flexibilitate. Avem o flexibilitate, vreau să mulțumesc și boardului care ne susține. Putem lua decizii destul de rapide și decizii esențiale, bazate, cum am zis, totuși pe o analiză foarte acută, dar capabilitatea asta de a te adapta la situații care vedem sunt imprevizibile, cred că este esențial. Care sunt planurile în acest moment sau ce vizează Impact, având în vedere dezvoltarea actuală și contextul actual? Planul este să ne ținem de plan. Deci planul care l-am lansat anul trecut, strategia cu care eu m-am prezentat în fața boardului, o strategie pe 6 ani, care prevede dezvoltare la peste 1,3 milioane de metri pătrați construiți. Vreau să mă țin de acest plan, vreau să dau rezultatele de care acționarii noștri, să zic așa, depind și ne-au dat încrederea. Cum am zis, ne ținem acest plan, avem proiectul la Iași care vrem să-l lansăm de îndată, finalizăm prima fază și o livrăm în Constanța, urmând să ne apucăm de faza a doua la proiectul Boreal. Continuă dezvoltarea Greenfield și în funcție de relațiile care le vom avea cu administrația centrală și locală în partea de autorizare, vrem să lansăm și proiectul din București Vest, din Bulevardul Timișoara, un proiect masiv pe 27 de hectare, 5500 de apartamente, într-o zonă unde nu s-a investit foarte mult, în zona de vest a orașului. E un proiect care va fi similar cu Greenfield-ul din Nord. De asemenea, mai avem un proiect foarte frumos de mixed use în Barbu Văcărescu, dar cum am zis, acolo trebuie să reieșim, să refacem puzuri și să depindem foarte mult de deciziile administrațiilor locale. O altă problemă pe care doresc să o abordăm în emisiunea Săptămâna Financiară, atât din prisma, iată, mediului de afaceri și vom mai vorbi atunci, cât și din prisma instituției publice care creează aceste aspecte. Repede la știați că o să vă spun, dacă v-ați imagina vreodată că celebra băutură carbogazoasă, iată pe care o consumăm cu toții, Coca-Cola, a avut un preț constant în valoare de 5 cenți timp de 70 de ani. Cum vă
Imaginați că s-a întâmplat acest lucru, este foarte simplu. Președintele Candler, de pe acea vreme, a făcut o greșeală și când a fost întrebat de avocații săi dacă nu dorește să vândă celebra băutură de la sifon, căci la sifon se vindea pe atunci în sticle sau doze, el a spus că cu siguranță nu va merge această idee, dar că în schimb că le dă dreptul de îmbuteliere acestor două persoane. Mai departe, povestea a decurs foarte simplu. Acești avocați au vândut siropul magic în doze și sticle, având un succes extraordinar, punând ce preț doreau aceștia și câștigând profituri uriașe. În timp ce săracul președinte Candler al companiei Coca-Cola câștiga doar 5 cenți per sticlă, căci pusese în contract acest preț fix, de teamă ca nu cumva să fie un preț mai mic și să rămână în pagubă. Dar întotdeauna când există o problemă, există și o soluție. Iată, domnule Sebeșanu, exact cum ați găsit și dumneavoastră acum această soluție cu integralea pe verticală, așa a găsit și atunci domnul Candler o soluție de marketing și s-a gândit să facă o reclamă în care să spună: cumpărați Coca-Cola forever, adică tot timpul la un preț de 5 cenți. Evident, îmbuteliatorii n-au mai putut să o vândă cu mai mult decât 5 cenți și astfel Candler și Coca-Cola au câștigat cu o strategie de, iată, quantity, de cantitate, învingând strategia de pricing a celor doi avocați care plecaseră cu această premisă. Deci, dacă faceți o greșeală, gândiți-vă cum să o rezolvați. Vă mulțumesc tare mult, domnule Sebeșanu, pentru prezență. Vă felicit încă o dată pentru performanțele pe care le aveți în calitate de, iată, CEO al companiei Impact. Iar noi ne revedem la o nouă ediție săptămâna viitoare, aici, la Săptămâna Financiară, la ora 19. Pe curând!